Ok, deci salut toată lumea, eu sunt David și bine v-am găsit la un al doilea episod de RFTS, Carieră cu Steaua. Vedem aici, am primit niște oferte pentru transferuri, începând cu Tănase, îl vreau pe mai mult. Ok, Mihalcea, îl dau așa, Tănase, îl lăsăm așa, eu nu spoiana. Vreau mai mult pe el. Momcilovici, 2 milioane. Să-l dăm. Haide să-l dăm. Popescu, 2 milioane. Cred că îl vom lua pe Alibek. Enceanu, 1 milion. Și atât. Hai să facem și noi să încercăm să-l luăm pe Denis Alibek. Starul Astrei. Haideți să încercăm să luăm cu 10 milioane. 800. Vrea 22 de milioane. Nu o să primească. Lasă 14 milioane și e bine. Vrea 22 de milioane. Cum să dai pe un jucător 22 de milioane? 22 vrea. N-ai cum. Nu, 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 nu. Atunci hai să încercăm să luăm pe... Sau să vedem ce jucător ne mai trebuie. Mijlocaș ne mai trebuie. Da, mijloc sau... Un atacant și un mijlocaș ne trebuie. Atât. Un atacant. Cred că luăm pe Ivan de la CSU Craiova. Nu l-a dat? L-a dat pe Ivan. Dar unde s-a dus? Fece voluntar? Nu. CFR? Nu. CSMSH? Nu. Viitor Constanța? O luăm pe Nimeli atunci. Nimeli, vino la noi. 10 milioane vrei? Vrei? A vrut 10 milioane. Hai să luăm și pe Marin. 3 milioane cere acesta. Ba nu, cere 5 milioane. Hai să luăm așa. Ok. Cine? Ah. Ok. Hai să facem aici și niște schimbări. Răzvan Marin. Locul lui Muniru și îl băgăm și la transferuri. Băgăm aici pe Alex Nimeli. Aici, așa. Iar aici să-l băgăm pe Popescu, pe lista de transferuri. Altceva? Vreo problemă? Nu, nu, nu. Haideți să jucăm și meciul cu Dinamo Derby. Derby. Vedem acesta joacă în poartă cu Penedo. Jucăm 4. Știți formula de start, iar ei joacă 4-5-1. A. Ok, haide să atacăm. Ca de obicei. Da, Dan Nistor. Edin Neaere. O pasă lungă pentru Golubovici. Însă acesta nu ajunge. Iacol îi se recuperează. O pasă pentru Neaere. Domn arbitru, acolo nu a fost fault. Spus-o ironic, adică eu cred că a fost fault. Haide să-i vedem. Să-l vedem pe Tamaș. Sau haide să-l vedem pe Pintili. Nu. Prea ușor trece de noi. Pasă greșită pentru Niță și așa face Dinamo ia un corner pe gratis. Aganovic respinde spre Edin Nere, însă nu ajunge. Haideți băieți, nu ne concentrăm și noi un pic să dăm un gol. Și da, vorbesc așa mai încet pentru că e noapte și doarme lumea. Ok, Rotariu contribuie frumos, însă și este gol. Palici.
dă un gol versus Steaua. De mai ce are Otariu un dribbling frumos. Iar jucătorii noștri se plimbă pe teren. Nița n-a avut ce să-i facă. Însă, haide să încercăm să... Haideți să încercăm să dăm un gol. Golubovici nu este deloc în formă. Este numai pe lângă minge, la fel și Noere. Bizonul. Noere. Aganovi cu un șut de la distanță, însă peste poartă. Peste poartă. Deocamdată, Dinamo ne conduce și la posesie și la tabela de marcaj. 1-0 în continuare. Însă Steaua va reuși să schimbă scorul. Corb. Marc, vedem aici un try clean și 2-0. Dinamo marchează prin Mihai Mahlungu. Ce se întâmplă cu jucătorii Stelei? Ce se întâmplă cu aceștia? Parcă nu sunt pe teren și Golubovici în careu. Nu sunt pe teren, nu se văd pe teren nimeni, nu se vede nimeni pe teren. Ce fault a fost ăsta? Ganovici în zid. Niță reține fără probleme cu o minge lungă, putem spune. Și vedem aici încă un atac. Da, Nistor la balon, însă este deposedat foarte bine de Tamaș. Numai ce Bizonul nu trece. Și avem o notificare de la Clash of Clans, normal. Ce se întâmplă cu noi în aceste minute? Prima reprise până acum a fost dezastru. Pintili. Uitați-vă și vă dăm pe lângă minge. Filip, foarte bine luat mingea, însă este deposedat și el. Tamaș driblat, bă frate, ce avem? Uitați-vă și voi cu nea la viteză, la tonea. 3-0. Ce gol a fost ăsta? Ziceți-mi și mie. Cum a dat ăla de lângă jucător? Cine a fost acolo? Uitați-vă și voi. Oh. Ce să facem? Nu avem ce să facem. Asta e, ne mai luăm și bătaie. Câștigăm, ne luăm bătaie. Nu este ziua noastră. Nu putem atinge mingea. Ei ajunge foarte bine Aganovic la minge cu o centrare pentru Adi Popa. Popa nu reușește. Iacolis versus Șervan. Șervan este depostat de Iacolis. Aganovic la balon. Un contraatac periculos, însă pierde mingea acesta. William de Amorim. William de Amorim nici nu a apărut în acest meci. Nu s-a văzut deloc. Filip. Golubovici. Uitați-vă și voi, dau pe lângă minge. Ce avem astăzi? Ce avem? Tamaș pentru Adi Popa. Pentru Golubovici. Gol! Steaua. Golubovici înscrie pentru 3-1. Haideți băieți, putem. Încă două goluri. În repriza secundă se poate. Dacă ne revenim. Desigur, dacă jucăm tot la fel, nu se poate. Ok, hai să venim cu schimbări noi. O să atacăm. Așa că îl băgăm pe Alex Nimeli. Și forțăm atacul. Forțăm atacul la propriu. Vom aici și jucăm cu 4-2-4 în atac. 4 în atac, să vedem dacă putem. Dacă putem să-i atacăm, jucăm și pe attacking, măcar două goluri să facem un egal. Mitra pentru Tama schimbă partea Adi Popa la balon. Adi Popa concentrat pentru Golubovici. Este foarte înalt. Nistor la balon. Nistor.
William de Amorim. Noi re, pisano noi gre la balon, concentrare direct în blocaj. Direct în blocaj. Și vedem că Mar joacă lung. Bate lung, de fapt, nu joacă. Se schimbă partea. Alex nimeni nu băga și cu un șut periculos. Vedem aici recuperare, însă Geamoviștii scot mingea foarte bine. Ce o centrare. Ce ratare, Alex Nimeli ratează. Haideți să vedem aici pentru Bizon Nere cu Alex Nimeli cu un șut de la distanță. Aici ce ratări avem. Ce ratări avem. Dați-vă și voi, nu suntem în stare să dăm șuturi. Denis Man, Denis Man. Cu un cap. Se este out. Îmi bate cu o minge greșită, însă stau recuperează. Marin pentru NR, NR pentru centrare. Nimeli, gol! Steaua. Alex Nimeli introdus în prima secundă. Marchează golul pentru a doi. Și Steaua poate să-ți revină cu un egal, dacă nu o victorie. Vedem aici pe Noire. Bizonul cu amândouă centrările de gol. Bizon Noire și pentru Golubovici. Și Golubovici dublă! Golubovici! Se pare că după pauză Steaua a avut o repriză impecabilă. Impecabil a jucat. Și este 3 la 3 în 20 de minute după pauză. Vedem ce bine a motivat antrenorul Stelei. Jucătorii Lazar cu un dribbling însă nu este bună. Numai ce Steaua a forțată să dea goluri. Și reușește Golubovici, rea mingea. Golubovici pentru Nimeli, dublă! Alex Nimeli cu dublă în a doua repriză, nou băgal. Și scorul se schimbă pe tabela de marcaj. De la 3 la 1 Steaua devine la 4-1. La 4-3, pardon. Ce revenire importantă. Ce revenire. Însă jocul încă continuă. 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 E mai ce o pasă pentru Bizon. Bizonul cu centrarea. Din ce s-a observat în acest meci? Noire. Foarte bun cu centrare și cu acest șut. Noire. Gol pentru 5 la 3. Tocmai ce vorbeam despre el. Vedem aici impecabil, imbarabil acest șut. Imbarabil. Și Steaua mai scoate din diferență cu 2 puncte, cu 2 goluri în plus. Dinamo nu mai are ce face. De la 3 la 1 la 4-3 și vedem aici o respingere proastă a portarului. Însă este out pentru Steaua. Tamaș bate lung pentru Adi Popa, Adi Popa cu o centrare pentru Golubovici. Ce portare au dinamoviștii. Ce bine au scos această minge. Mai ce au n-au bătut greșit. Mahlungul greșește pasa. Pintili. Alex Nimeli. Marcatorul a 3 goluri. Denis Man cu un șut din întoarcere, însă nu prea a avut precizie. Cam atât a fost și cu acest episod. Steaua câștigă. Eu am fost David și ne revedem data viitoare. Bye, bye.